V-am găsit la un alt videoclip. Astăzi am hotărât să fac o drumeție în Bușteni, la Crucea Caraiman. N-am mai fost de câteva ori, dar l-am luat și pe tatăl meu să era și lui zona de acolo. Plus de asta, vreau să o iau pe jepi mici mai întâi, după care urcăm până sus la cabană, cruce și apoi ne întoarcem la babele și înapoi la mașină. Aș fi vrut să fac o drumeție mai lungă, să rămân la vârful omul, dar am sunat și cabanier a spus că cabana este deschisă doar pe timpul weekendului și nu pot să merg până acolo, dar vor mai fi și alte dăți când o să mai urcăm și o să înotăm acolo. De data asta mi-am luat mai multă apă față de data trecută, pentru că atunci am făcut setea și abia am așteptat un izvor ca să pot să beau apă, și așa că m-am aprovizionat mai bine acum, am luat câteva dulciuri și acum ne îndreptăm, lăsăm mașina și după care ne vedem pe traseu. O problemă foarte mare pe care am întâmpinat-o de fiecare dată este că nu găsești exact locul pe unde trebuie să urci și unde să lași mașina și tot așa. Am venit la Hotel Silva, este mult mai jos, și am urcat cu mașina puțin mai sus ca să nu mai plătesc parcarea unde sunt toți bișnițarii acolo. Și nici măcar nu ești sigură, dacă mă întrebați pe mine. Am urcat undeva mai sus aici și acum vrem să urcăm pe jepi mici. Avem aici pancarda principală, trebuie să urmăm crucea albastră. Haideți să-i dăm bătaie, să vedem ce se întâmplă și de ce dăm pe parcurs. Până sus durează 4 ore și jumătate. Hai să începem. Tot ce se întâmplă în pădure sunt lucruri naturale și mai sunt copaci care trec peste poteci. Se spune că e bine să te mai apleci așa din când în când în fața lui Dumnezeu și de asta sunt căzuți așa peste poteci. Așa, Dominicu? Așa-i, da. Greu la deal cu voie grași. Deci traseul ăsta îți scoate gazul din tine, tot. Tot ce ai mai bun și tot ce ai păstrat îți scoate acum. Deci pur și simplu te seacă de energie. Avem o oră și 10 minute de când am plecat de jos și cred că am făcut un sfert de traseu. Chiar dacă e spre final de vară, este foarte, foarte cald și am găsit apa asta aici. Ne spălăm un pic pe față. Ce rece e! Chiar dacă trece printr-o grămadă de stânci și o grămadă de ierburi, uitați-vă puțin cât de clară este, cât de limpede este și e foarte, foarte rece. Numai bună să vă răcoriți un pic la un popas. Una dintre zonele foarte mișto care îmi plac mie de pe traseul ăsta sunt zonele astea cu lanțuri, pentru că trebuie să te ții foarte tare de ele și jos este o prăpastie destul de mare, adică nu e foarte mare, dar dacă pici, pici atât. E... contează foarte mult să te ții, să-l ții foarte drept și nu în balans, ca să faci fel de mișcări bruște. Îl ții întins, mână, picior, mână, picior. Hai să-i dăm înainte. Și aici poți să-ți dai drumul la lanțuri, pentru că nu mai ai nevoie, trebuie să te apuci iar de ele puțin mai în spate. Hai să mergem! Este ora 3 și jumătate, am făcut 2 ore și jumătate până aici, până la cabana Caraiman, am fost, ne-am luat ceva de băut, am plătit pe o bere și pe un suc 14 lei și acum plecăm către cruce, urmăm traseul cu punct albastru, după care cel mai probabil o să dormim aici, pentru că nu mai avem timp să ne întoarcem, la 7 o să se întunece și mai bine cred că o să rămânem aici, vedem ce se întâmplă pe parcurs. Unul dintre cele mai mișto locuri de aici, unde poți să faci o poză, este vârful ăla de acolo. După care trebuie să te întorci și să mergi pe lanțuri, pe toată marginea asta, și te ții foarte bine, pentru că nu cred că vrei să iei cunoștință cu ce se află jos, mai repede decât prevede legea. Așa că
mâna strânsă și spor la urcat. Aproape ajungem la final, vedem crucea în spate, este foarte mică de aici, dacă te apropii, cred că e cât un bloc cu 10 etaje, două ori, de fapt. Și în dreapta se vede tot Bușteniu, cum este el aranjat, situat frumos, și mașina mea este undeva acolo, e secret, nu vreau să vă spun. Urmesc, habar n-am unde este pe jos pe acolo. Dar ce este important este să ajungem la cruce, după aia la Babele, la Sphinx. Și după aia mă mai gândesc dacă rămânem la cabană sau luăm frumos cu lanternele prin pădure, pentru că după părerea mea ambele sunt niște experiențe foarte șmechere. Pentru că dacă dăm la cazare la cabană, o să vezi un răsărit de soare ce nu-l vezi de multe ori în viață, și dacă cobor cu lanterne prin pădure, îți crește adrenalina, îți ascuțești simțurile și na, două amintiri foarte șmechere. O să ne decidem în funcție de cât va fi ceasul când ajungem la Babele. Până atunci haideți să mergem sus la cruce. Nimic mai frumos decât un peisaj cu crucea și cu un dita mai gigant în spate, un Airbus IR Deck, care o să-și ia zborul imediat. A venit domnul primar și cu preotul pentru a sluji și a sfinți crucea, din câte am înțeles, pentru că este în construcție și este aproape de final. Ceva foarte fain și plăcut. O să pun și o poză ca să vedeți cam despre ce a fost vorba. Din păcate n-am putut să ne ducem în spate la cruce pentru că este în renovare. Asta este ridicarea Sfintei Cruci, nu? Și da, sărbătoare mare. Am înțeles că o să devină monument al armatei și de ziua armatei o să deschidă și o să fie o grămadă de lume aici. 25 octombrie, da? 2020. Pe 25 octombrie o să fie o inaugurare cu multă lume, multe chestii. Pasturi. Da, nu-i problemă, noi am văzut-o din față, am mai fost aici de multe ori, dar este prima oară când filmez. Acum vreau să ne îndreptăm cu viteză către Babele și către Sphinx, după care viteză către casă cu lanternele prin pădure. Tata ne și cu fiul. Vedem pe parcurs. Tata și fiul. Iată că am ajuns la Sphinx-ul nebun care stă aici de o grămadă și o grămadă de ani. Observ ceva upgrade-uri pe aici. Acum 4 ani parcă puteai de fapt să te urci până sus pe el acolo. Dar acum văd că l-au îngrădit și spun că escaladarea este interzisă. Nu cred că s-ar fi stricat, dar cred că dacă te urcai și picai era urât. Ca să-l puteți vedea așa cum trebuie, trebuie să-i căutați unghiul. Exact de aici, din acest unghi, acolo jos sunt Babele, ca să vă puteți orienta, se vede imaginea perfectă. O poză la locul și momentul potrivit. Hai să mergem la Babele. În apropiere de vârful Baba Mare, la 2292 de metri, în masivul Bucești din Carpații Meridionali, avem Babele, frumoasele Babe. Acestea sunt martorele la o sculptură, să zicem așa. S-au format prin erodarea eoliană a diferitelor strate geologice de sol. Da. Așa că aici le găsiți, nu se mișcă, le puteți vizita oricând. Pe parcurs am întâlnit niște oameni foarte, foarte drăguți și foarte prietenoși, nu ne așteptam și știți cum este pe munte, tăie la vorbă, că în ultima perioadă sunt persoane aici care nu au ce căuta pe munte, sincer, dar totuși oamenii ce iubesc drumeția și au un suflet mare îi mai găsești pe aici. Și ne-au propus să ne ducă cu mașina până jos în Bușteni, după care să urcăm noi până la Silva și să ne luăm mașina de acolo. Așa am scutit mulți kilometri, nu știu să vă spun câți la număr, dar am scutit destui. Și nici nu o să mai rămânem pe cabana aici, o să rămânem altă dată când o să fim un grup mai mare. O să facem ceva frumos. Așa că noi ne îndreptăm către Piatra Arsă acum, de unde vom lua mașina, ne așteaptă jos și ne regăsim la mașinuță unde povestim cele întâmplate astăzi, tragem concluzii și să vedem ce va urma. Din nou pe traseu, glumesc, oamenii aceia ne-au lăsat tot mai jos în Bușteni și acum trebuie să urcăm către mașină, 1,5 km după părerea mea, tocmai sus la hotelul Silva, un pic mai în spate. Pentru că n-am vrut să las mașina la bișnițar jos, care îți iau 15 lei pe zi, am zis să o las undeva lângă pădure, unde multă lume o lasă și este și gratis.
Pentru cei ce nu știu, am urcat tocmai în vârf, acolo este crucea. A fost închisă pe exterior, deoarece era în construcție, după cum a spus și mai adineaur. Câteva lucruri pe care vreau să le menționez în încheiere ar fi faptul că foarte, foarte mult gunoi în pădure și asta nu-mi place deloc. Peste tot pe unde mergeai, doze de bere, ambalaje și nu e un lucru care trebuie făcut. Ar trebui să avem puțină grijă pentru că sunt locuri unde nu poți să adun gunoaiele și să faci curat și nimeni nu este obligat să curețe după tine sau după mine sau după noi. Eu nu obișnuiesc să fac asta. Și un lucru pe care vreau să-l mai spun ar fi să faceți un traseu, să plecați de dimineață, pentru că eu am plecat în jur de 1 și uite că acum prin seara, să plecați de dimineață și dacă puteți să noptați la cabana Omu, ar fi genial, după care să vă reîntoarceți. Este un traseu pe care vi-l recomand. Cam asta am avut să vă arăt astăzi și acum ne întâlnim către mașină și ne revedem data viitoare.